Toți cei 13 ostatici care urmează să fie eliberați mâine sunt femei și copii. Acolo unde se poate vor fi eliberați membrii ai aceleiași familii. The lists of those civilians who will be freed as a result of the deal agreed upon by both parties. The lists have been handed to both sides, and finally, in a communication just now, the list has been handed to the Israeli intelligence service, the Mossad. Autoritățile israeliene au confirmat primirea listei și au luat legătura cu familiile. Este o emoție de nedescris în Israel în așteptarea primilor ostatici care se întorc acasă. În mâinile Hamas se află în acest moment 240 de civili, militari, femei, copii și vârstnici răpiți în atacul fulger din 7 octombrie. I don't know what kind of children will come back to us. The trauma, what they saw. And until I see them in my own eyes, I don't believe any lists of names and I don't believe any news. Potrivit acordului, teroriștii vor elibera treptat 50 de ostatici în decurs de 4 zile, atât cât va dura pauza în ofensiva militară. Israelul va pune în libertate 150 de palestinieni, având sub 19 ani, aflați în închisorile israeliene. Nenumărate familii, atât în Cisjordania, cât și în Fâșia Gaza, au pe cineva în închisoare în Israel. Așa că așteaptă cu nerăbdare aplicarea acordului. Singura nemulțumire e faptul că armistițiul e de doar 4 zile. احنا بنحكي هدنة بنفرح يعني بتصير عنا فرحة بنقول خلاص هي أولاد بيقولوا أربع أيام هدنة بنفرح شوية بعدين بصير واحد يأس يعني من الحياة لا فش În ultimele 24 de ore, armata israeliană și-a intensificat atacurile aeriene și terestre în zone unde existau informații că sunt celule Hamas. Mesajul Israelului e clar. Pauza militară, care urmează să intre în vigoare mâine dimineață la 7, nu înseamnă sfârșitul războiului. Armata israeliană a prezentat presei o porțiune din tunelul de sub spitalul al-Shifa din Gaza, acolo unde gruparea Hamas avea comandamentul general. Militarii au găsit în subteran spații de locuit, dotate inclusiv cu baie, bucătărie și aer condiționat. There is a rooms that helps the Hamas to stay here, and they use the hospital as a human shield because they understood that we will not attack them. We assume that there is another way out that they prepared. It's not open yet. De asemenea, militarii israelieni au descoperit în subteranele al-Shifa arme, muniție și grenade. Aici vedem doar o mică parte din arsenalul găsit de armata israeliană în ultimele 48 de ore.